e greu să vorbești despre cineva care ne-a părăsit. Să știți că în ultimele 6 luni mi-au murit vreo 7-8 președinți de filiale. Să moare pe capete, am vrut chiar să deschid un tabel, dar nu vrea nimeni să se treacă, cei care ar fi să urmeze. Despre domnul Iulian, doar de bine. Un profesionist, pentru că la Fortul 13 erau probleme hidro. Cei care am fost chiriași pe acolo știm că și atunci izvora apa din pereți. Un om echilibrat, un om cu calm, cu discernământ, cu bun simț, dârs, parcă toate s-adunase în acest confrate de suferință, la urma urmei. Colaborarea noastră n-a fost doar la Fortul 13, pentru că era specialitatea dumnealui, ci și la Aiud, și la Sâmbăta de Sus, și cu alte ocazii, alte lansări de carte sau simpozioane, am colaborat îndeaproape, pentru că în ceea ce mă privește, nu am acceptat niciodată ca rezistența anticomunistă să fie fărâmițate pe politici, pe etnii, pe culte, pe mai știu eu ce, după bunul plac al unora. Nu. Ea trebuie privită ca un întreg, ca un tot unitar, albinte riscăm să rămânem fără ea. Am mai colaborat și la acele dosare înaintate la CEDO, se întâmpla poate cu 20 de ani în urmă, așa, în speranța că vor sensibiliza pe cei de la CEDO, nu ei să fie aceia care să judece sau să acorde reparații morale și materiale unora dintre noi. Dar acele dosare au fost împachetate și trimise înapoi, după cum plecaseră de aici. Ce nu știa lumea, acolo când se ajung unele materiale, intră pe mâna unui român. Și el hotărăște dacă acestea se dau sau nu mai departe. Cel puțin așa era în acea perioadă, nu știu dacă nu continuă și în zilele noastre. Ne făcusem planuri de conservare a Fortului 13. Din cauza infiltrațiilor de apă, o paragină totală. În loc să finanțeze statul acele reparații, nu numai că nu s-a făcut nimic, dar într-o discuție purtată în urmă cu 2 ani, luna viitoare se împlinesc 2 ani, când împreună cu domnul Radu Preda, președintele ICCMR-ului, am avut o discuție cu ministrul Justiției Tudorel Toader. I-am vorbit și de Fortul 13 de la Jilava. L-am rugat să vină împreună cu noi să-l vadă. N-a făcut-o și s-a dus singur. Pe la ora 14:30 a descins acolo. Aia nu știau cine e, domnule, la ora asta nu vă mai putem primi. Când am arătat cine este, au intrat în panică, au venit aia de acasă, au văzut și hotelele de una, două stele de pe platoul din stânga, dar a intrat și în Fortul 13 de sub deal, din dreapta. La 1 ianuarie 2018 a virat în contul penitenciarului 700.000 de lei ca o primă tranșă pentru consolidarea Fortului 13 de la Jilava.
am făcut o adresă oficială ca să mi se răspundă ce s-a întâmplat cu acești bani. Cred că mai mult de 3/4 au fost restituiți statului, pentru că nu cred să fi făcut ceva, să văd ce vor răspunde. Este un mare păcat, pentru că cu suma aceasta se putea face ceva. Dar acum asta n-ar fi fost destul, domnul Florin știe cum umbla vorba aia cu Căciuna, să adune bănuți de pe la colegi, ca noi să fim aceia care cumpărăm pompele submersibile, care asigurau cât de cât evacuarea apei, canalizarea fiind deasupra nivelului pardoselilor celularului de la Fortul 13. Dacă ploua o săptămână și pompele erau defecte, se umpleau unele celule până în tavan, altele până la jumătate, altele până la genunchi, în funcție de înălțimea față de cota zero, de adâncimea respectiv față de cota zero, o aveau respectivele celule. Totul este o ruină, se distruge sub ochii noștri. Nu mă miră în ceea ce mă privește, pentru că suntem singurul stat fost comunist din Europa în care nu s-a păstrat niciun lagăr de exterminare prin munci silnice și înfometare. Numai dacă mă vedeți la salva de lagări ale morții de pe traseul canalului Dunărea Mare Neagră, pornind de la lagările de la Angel Salini, Columbia, Cernavodă, Megidia, Poarta Albă, Noua Culme, Galeșul, Peninsula, Midia, kilometru 4, kilometru 8, iată doar câteva dintre ele, doar noi mai mergem și în lanurile de grâu, vedem că într-o anume zonă grâul este mai gâlbui, n-are acel verde crud și doar noi mai știm că acolo a fost bătătura acelui lagăr. Nimic! Peste mormintele deportaților în Bărăgan, care în satele înființate de ei, și-au murit vreo cam între 10 și 30 de persoane în fiecare, după 2-3 ani, după 90, dacă au fost 25 de cruci, ai mai văzut 20, după alți 5 ani, 15, în așa fel încât acum nu mai există practic aproape nicio cruce, s-a arat sau au crescut bălăriile Bărăganului peste mormintele lor. Nu pot să nu mi-aduc aminte de un bun colaborator al domnului Iulian, pe Nicolae Curcărea din Șcheie Brașovului. Au avut relații excepționale și Curcărea era foarte, să spun, asemănător cu domnul Iulian, erau de un calm, de o corectitudine greu de găsit în zilele noastre. De la domnul Iulian Vlad și alții ca dumnealui, aveam să învăț în temnițe, că trebuie să știți că la un moment dat i-au izolat de noi, de restul lumii, pe legionari. Că se spunea printre noi că dacă îi lăsat unul într-o celulă cu 6 luni, îi face cu toți legionari. Și au intrat ăștia comuniști într-o panică nemaipomenită. N-am de unde să știu că era așa sau nu, dar am învățat niște lucruri care m-au călăuzit toată viața. Că suferința înnobilează sufletele și că iertarea te face mai puternic. În privința iertării este și cazul meu. I-am iertat pe toți criminalii care ne-au trimis la moarte sau ne-au ucis în lagăre și temnițe, numai că iertarea noastră a fost prost înțeleasă. Iar astăzi, în țara pe care am iubit-o și o mai iubesc atât de mult, mă simt umilit mai mult decât ori și când. Vă mulțumesc!